Bună ziua, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Am organizat această conferință de presă pentru a încerca să lămurim unele confuzii care sunt prezente în dezbaterea publică în mass media, referitoare la decizia Curții Constituționale de astăzi. Și o să rog pe domnul Mihai Voicu, vicepreședintele PNL, să dea explicațiile necesare. Vă mulțumesc și am să-mi permiteți să încep cu, nu neapărat concluzie, dar cu lucrul cel mai clar care trebuie reținut pe subiectul principal de astăzi, și anume legea referendumului. Și anume, în vigoare în acest moment, este ordonanța de urgență, 29, să confund această cifră, care reglementează acest subiect. Vreau să fac precizarea că această ordonanță preia un conținut identic al unui act normativ din 2007, care a fost deja supus judecății Curții Constituționale. Este vorba de decizia numărul 420, din data de 3 mai 2007. Este foarte ușor să explic ce s-a întâmplat în această decizie, pentru că era vorba de un singur articol, cel aflat în discuție. La momentul respectiv a fost emis un act normativ care prevedea, în articolul 10, unic articol modificat al legii referendumului, că demiterea președintelui României este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor valabile exprimate la nivelul țării ale cetățenilor care au participat la referendum. Acest articol, în această formulare, articol reluat cuvânt cu cuvânt în ordonanța aflată în vigoare, a fost deja supus judecății Curții Constituționale, care a reținut în decizia 420, față de obiecțiile de neconstituționalitate formulate la acea vreme, tot de niște parlamentari ai Partidului Democrat Liberal, a reținut și citez, constată că niciuna dintre obiecțiunile de neconstituționalitate nu este întemeiată. Au fost formulate mai multe obiecțiuni la acea vreme, pe prezența la vot, pe o posibilă retroactivitate a deciziei și încă pe câteva subiecte care nu sunt atât de importante. Pentru a sublinia această decizie, la momentul respectiv, deciziile Curții Constituționale cunoaște desigur că sunt valabile perpetu, nu pot fi anulate. Pentru a sublinia constituționalitatea acelui articol, Curtea precizează, și citesc din nou, legiuitorul poate opta pentru o majoritate de voturi relativă pentru demiterea președintelui României în toate cele trei situații. Era vorba dacă e ales din primul tur sau din turul al doilea sau dacă e vorba de repetarea unui tur de scrutin. Și anume, prin majoritatea voturilor valabile exprimate, citesc din nou, la nivelul țării, ale cetățenilor care au participat la referendum. Considerând, cel puțin din punctul meu de vedere, că această situație este foarte clară, vreau să mai fac câteva precizări. Ceea ce s-a discutat astăzi la Curtea Constituțională, cunoaște desigur, este vorba de un proiect de lege, care nu are un conținut identic cu ordonanța aflată în vigoare. Eu am constatat că s-a perpetuat din partea PD-ului și unor propagandiști ai acestui partid că a fost declarat astăzi ceva neconstituțional. Mie mi se pare că în limba română, cel puțin pentru toată lumea, cuvintele sunt foarte clare, și eu am reținut că legea a fost declarată constituțională. Și urmează o adăugire după aceea, însă concluzia că legea a fost declarată constituțională. Ceea ce se întâmplă în continuare cu acest proiect de lege, subliniind încă o dată însă că valabilă este ordonanța de urgență, se întâmplă o procedură conform Constituției și legilor în vigoare, și anume că această lege declarată constituțională merge la promulgare la președintele României, președintele interimar, domnul Crin Antonescu. Acesta, conform prerogativelor pe care le are, pe care le deține, timp de 20 de zile se poate gândi și va lua desigur o decizie pe care nu va comunica domnia sa, dacă promulgă legea sau dacă o retrimite Parlamentului spre reexaminare. Acest lucru se poate întâmpla într-un termen de maximum 20 de zile. Luând în considerare scenariul că legea va fi retrimisă spre reexaminare, Parlamentul va trebui să se reunească pentru a aduce modificările necesare, fie modificări cerute, fie în obiecțiunile sau sugerate, fie în obiecțiunile președintelui, dacă va trimite la legea reexaminare,
fie în cuprinsul deciziei Curții Constituționale. Aș vrea să mai fac două precizări, poate tehnice, dar importante. Am remarcat că se invocă o sintagmă deja perimată în opinia mea, mă rog, în esență corectă, însă aceea cu schimbarea regulilor în timpul jocului. În primul rând că la data emiterii ordonanței de urgență referendumul nu fusese încă declanșat, nu avusese loc votul pentru suspendarea președintelui, însă vreau să vă reamintesc faptul că în cursul desfășurării unei proceduri de referendum, și anume un referendum consultativ în anul 2009, în cursul derulării procedurii, Guvernul Boc a emis ordonanța de urgență numărul 103/2009, care, mă rog, pe deasupra, în opinia noastră, încălca, dacă nu Constituția, cel puțin niște principii, pentru că fixa Parlamentului un termen ca să acorde un aviz consultativ. Principiul rămâne, s-a intervenit de către Guvernul Boc cu o ordonanță de urgență în această perioadă. În legătură cu publicările Monitorul Oficial, reamintesc celor care invocă anumite întârzieri intenționate că pentru a publica o decizie a Curții Constituționale, aceasta trebuie să fie redactată și nu doar transmisă opiniei publice printr-un comunicat. Același fenomen l-am întâlnit și cu ocazia acelei decizii cu privire la Bruxelles, să-i spunem așa pe scurt, când l-am auzit cu toții, cu urechile noastre, pe domnul Zegrean spunând sunt obosit, decizia o redactăm în câteva zile, urmând și doar la câteva minute, propagandiștii portocalii au început să urle că nu publicăm noi o decizie care, în mod evident, nu exista. Așteptăm redactările deciziilor și după aceea, desigur, este o simplă procedură tehnică în funcție de volumul de lucru care există la Monitorul Oficial. Vă mulțumesc dacă aveți întrebări sau dacă domnul Liviu Dragnea... Am eu o completare, dacă îmi permiteți, referitoare la ceea ce trebuie să facă guvernul, că am auzit și comentariile astea. Guvernul României se află în următoarea situație. A primit de la Parlamentul României o sarcină ca în data de 29 iulie să organizeze un referendum. Vineri Parlamentul a hotărât și data referendumului și suspendarea președintelui Traian Băsescu. Sâmbătă guvernul a avut o ședință de guvern prin care a adoptat toate actele normative necesare pentru organizarea în bune condiții a referendumului pe legislația în vigoare. Până când acest proiect de lege, care este la Curtea Constituțională și care va ajunge la Cotroceni, va deveni lege, guvernul desfășoară în continuare toate operațiunile de organizare a referendumului pe baza ordonanței în vigoare. Deci problema nu este la guvern. Vă mulțumim dacă aveți întrebări. Cu o singură excepție, atunci când a decis că un referendum nu se poate desfășura pe durata a două zile, decizie corectă în opinia mea, întotdeauna când a fost vorba de legi electorale sau de legea referendumului, Curtea Constituțională a fost consecventă. A spus că orice fel de metodă matematică, ca să fiu un pic mai explicit, nu poate fi neconstituțională. Ca să fac o paralelă și să răspund la întrebarea dumneavoastră în legătură cu legea electorală. Ne reamintim cu toții timp de, nu știu, 20 de ani. Am avut un sistem de vot în care parlamentarii se alegeau pe liste și era constituțional. După aceea am avut un sistem de vot în care parlamentarii se alegeau în colegii și era la fel de constituțional. Chiar și prezența a fost reglementată diferit de-a lungul istoriei noastre electorale. Până în anul 1996, la alegerile locale, cel puțin, era condiție de 50% plus 1. Și era constituțional. Constatând legiuitorul că această îngrădire duce la turul 2, 3 și așa mai departe, începând cu anul 1996, cred, domnul Liviu Dragnea știe mai bine decât mine, s-a scos condiția de quorum și a fost din nou constituțional. Așadar, este vorba de a lăsa la latitudinea legiuitorului să hotărească aceste detalii tehnice. Curtea Constituțională urmărește și a urmărit în permanență pe acest subiect, pe subiectul ăsta eu nu pot să o critic, urmărește respectarea unor principii și nu chestiuni matematice. Pot avea și o completare la acest răspuns. Curtea Constituțională
a fost consecventă și este de remarcat pozitiv asta, în ceea ce privește poziția pe baza modificărilor aduse în timp la legea referendumului. În ceea ce privește decizia de astăzi, PD-ul a contestat constituționalitatea organizării unui referendum care să fie validat dacă 50% plus 1 din cei prezenți votează da pentru demitere, cu condiția să fie 50% plus 1 prezenți. Și PD-ul a spus că acest barem este neconstituțional. Curtea a spus nu. Ceea ce a spus cei doi inițiatori ai legii și aprobată de Parlament este constituțional. Așa cum a spus și în 2007, că și dacă sunt jumătate plus 1 din cei prezenți, tot constituțional este. Curtea Constituțională în permanență nu s-a pronunțat asupra condițiilor de quorum și de număr de voturi stabilite de legiuitori. Și ceea ce a făcut și astăzi. Mai eu nu știu dacă atunci când au făcut această cerere erau îmbrăcați în alb, cei de la PDL. Guvernul nu poate retrage un act normativ singurul în vigoare care reglementează organizarea acestui referendum. Decizia Curții Constituționale, care nici măcar nu este redactată, nu ține loc de lege, de act normativ. Repet, proiectul de lege de la Curtea Constituțională va merge la Cotroceni, unde președintele interimar în termen de 20 de zile va hotărâ, ori promulgă legea, ori o retrimite pentru a pune în acord eventual proiectul de lege care a fost contestat la curte și proiectul de lege de aprobare a ordonanței în vigoare. Ce va hotărâ domnul Crin Antonescu, o să aflăm cu toții la vremea respectivă. Nu, guvernul nu poate retrage ordonanța de urgență, pentru că asta înseamnă că nu putem organiza referendumul. Și deja toate procedurile au fost declanșate și sunt în curs de desfășurare. Nu. În comunicatul curții se spune că quorumul de 50% plus 1 este constituțional, este un răspuns la contestația PD-ului. Aia nu e o condiție obligatorie. Și în 2007 a spus la fel. Așa cum a spus legiuitorul, este în regulă, este constituțional. Nu se încalcă nicio prevedere din Constituție. Curtea Constituțională, de altfel, a spus că este constituțională inclusiv aberația domnului Buda, că președintele poate fi demis numai dacă cu 50% plus 1 din totalul listelor. Deci Curtea în permanență ne-a spus, dom'le, matematica nu-i treaba noastră. Cum vreți voi numai să fie respectate niște principii constituționale? Le-a spus pe toate da la momentul respectiv, de-a lungul vremii. Și aia